Terenuri de vânzare. Am pornit la un traseu de 1,5 km. Am putut să ne lăsăm bagajele unde stăm, dar la 11 fără 20 ne-a spus doamna: evacuați! Că... nu înțelegeți că la 11 trebuie să evacuați? Și am spus: doamne, mai avem 20 de minute, mergeam eu până la baie. Mai avem 20 de minute, mai încet, că doarme cineva. Păi, dumneavoastră ați făcut grevă cu evacuarea. Dar când ne-am făcut check-in-ul, ne-a zis soțul că putem rămâne până la 11:30. 11 și un sfert, 11 jumate. Dar s-au schimbat lucrurile între timp. A apărut cloșca. Și când apare cloșca, se schimbă. Cât de frumos. Boar, frumos. Reciclare la ultimul nivel. Se urcă, se urcă. Am găsit o nucă de la o cioară căzută din gură. Eram văzut o cioară cum zbura cu o nucă, o arunca fix așa ca să se spargă. O lua înapoi și vedea că nu s-a spart. S-a dus la stradă. Și la stradă îi dădea că e pe ciment. Uneori se duc pe stradă, sunt super deștepte. Hai să spargem una ca sus. Dar nu ca ciorile, ca oamenii. Cu piatra. Ce culoare frumoasă e, doamne. Doamne, la Sighișoara. Un panou informativ în față. Ne apropiem de vârf, un panou informativ. Aici au făcut niște primate, un grătar și au lăsat sticle de plastic. În fața noastră o să găsim o mapă, dacă vă vine să credeți, în această proprietate unde nu-i nimeni, găsim o mapă. Hartă. O hartă. Salve Sighișoara, bine ai ajuns, drumețule, în dealul Golberich. Bucură-te de panorama orașului medieval ridicat de sași ardeleni acum peste 800 de ani. Construită din resurse la îndemână, piatră și lemn, Sighișoara a avut nevoie de soluții de apărare în fața năvălitorilor încă din secolul XIII. Zona superioară, fortificată din secolul XIV-XV, e apărată de zidul care unea 14 turnuri de observare și luptă înălțată cu ajutorul breslelor de meșteșugari. Ele aveau și atribuții militare de apărare în caz de asediu. Azi mai sunt doar 8 turnuri de apărare, denumite după breslele care le-au construit, și turnul cu ceas. Poate intrăm azi în ele. În fața acolo avem turnul cu ceas, turnul ferarilor mai e, pe care l-am văzut, turnul tăbăcarilor, care e undeva pe acolo, și am mai văzut încă un. A, tăbăcarilor e turnul cizmarilor, nu? Nu, cositorarilor. Cositorarilor. Turnul măcelarilor și turnul cojocarilor, turnul cu ceas și biserici. Biserici. Am văzut cam toate astea. Și să nu uităm de școala din deal, pe unde am trecut. Școala din deal este în stânga sus. Uite-o. Da. Școala din deal și scările. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ne-a rămas să mai vizităm muzeul breslelor. Primăria, am văzut și primăria la numărul 12. S-a văzut tot. Biserica leproșilor, biserică catolică din secolul 16. Asta n-am văzut-o. Leproșile pe partea cealaltă. Mergem să o vedem. Adăpostea și averea orașului.
Mergem să vedem unde a fost toată averea ascunsă în biserica leproșilor, pentru că intrau leproșii și oamenii erau speriați să jefuiască. Trec trei elicoptere. Cum bagă în pământ? Pe o dată, tare. Asta e, încoas. Încoas. Aia. Secretul. Secretul din poieniță. Nuca. Ți-ai uitat geanta, a trebuit să urci de două ori acest deal. Recuperare completă. Geanta din Columbia. Et voilà. Masă. A, ce bine că nu-i mulgec. Vedem ce avem aici. Bunker, ce-i asta? Bunker, băi! Aha, hai cu-a. Colonelul a fost pe aici. Iisus Hristos, e! E cu e! E, mă! E, mă, e! Aici se scrie cu e. Liniștit. Iar trec elicoptere. Trei. Da. Am ieșit din bunker. Am găsit și o ciupercă. Frumoasă. Colinele Transilvaniei. Wow! Ce frumos! Colinele Transilvaniei, tu!